luminile magice ale pădurii întunecate. Povestea iepurașului Țup și cum a depășit teama de întuneric. Într-un colț liniștit al unei păduri verzi, trăia un iepuraș pe nume Țup. Țup era un iepuraș vesel, cu blană albă ca zăpada și urechi lungi și pufoase. Îi plăcea să se joace în pădure în timpul zilei, dar atunci când soarele apunea, iar noaptea venea, Țup se simțea trist și speriat. Pădurea în care trăia Țup era frumoasă și veselă în timpul zilei, însă noaptea pădurea devenea întunecată și misterioasă. Țup nu îndrăznea să iasă din vizuina lui. Îi era frică de întuneric și de sunetele ciudate care veneau din adâncurile pădurii. Într-o seară, în timp ce Țup se ascundea sub păturica lui moale, a auzit un sunet ciudat. Se părea că cineva sau ceva venea dinspre pădure. Curios și speriat în același timp, Țup a decis să iasă din vizuină pentru a descoperi ce se întâmplă. În fața lui, pădurea era acoperită de o lumină slabă de lună, iar umbrele se jucau pe sol. Țup a întâlnit-o atunci pe bătrâna și înțeleapta bufniță pe nume Smarty. Smarty era cunoscută în pădure pentru înțelepciunea și bunătatea sa. Bună, Țup, ce te aduce aici în miezul nopții? A întrebat Smarty cu o voce blândă. Bună, Smarty, a spus Țup tremurând. Îmi este frică de întuneric și am auzit un sunet ciudat. Nu știu ce să fac. Smarty a zâmbit cu înțelegere. Frica de întuneric este ceva ce mulți dintre noi simțim, dragă Țup. Dar știi, întunericul nu este întotdeauna un motiv de teamă. În întuneric se pot ascunde cele mai frumoase lucruri magice. Magice? A întrebat Țup curios. Ce fel de lucruri magice? Smarty l-a mângâiat ușor cu aripile sale mari și i-a spus: Haide să îți arăt. Urmează-mă, micuțule. Smarty l-a condus pe Țup prin pădure, unde umbrele păreau să danseze. Pe măsură ce mergeau, Țup a văzut ceva uimitor. În mijlocul pădurii era o pajiște mică, luminată de mii de luminițe micuțe, care se mișcau ca niște stele. Aceștia sunt licuricii, a explicat Smarty. Ei aduc lumină în întuneric și fac ca pădurea să strălucească noaptea. Țup a fost fascinat de frumusețea luminițelor licuricilor. Este atât de frumos! Nu mi-am dat seama că noaptea poate fi atât de minunată! Dar chiar atunci, Țup a auzit un râs rătăcios venind dintr-un tufiș. Din tufiș a apărut ca o umbră înfricoșătoare, răutăciosul, un spirit duș care adora să se joace cu fricile altora. Răutăciosul avea o față cu ochi mari și strălucitori care păreau să râdă de fricile celor din jur. Ce faceți aici în noaptea întunecată? A întrebat răutăciosul cu un zâmbet viclean. Vreți să vă temeți de întuneric? Răutăciosule, pleacă de aici, a spus Smarty cu fermitate. Țup este aici pentru a învăța că întunericul are și el frumusețea lui și nu trebuie să se mai teamă de el. Răutăciosul a râs și a zis: Vedeți voi, întunericul nu este niciodată prietenos. Ia să vedem cât de curajoși sunteți voi pentru întuneric.
Sunt sigur că vă este teamă. Și răutăciosul a început să sufle vânturi reci și să provoace sunete ciudate care răsunau în pădure, încercând să sperie viețuitoarele nocturne. A transformat unele dintre luminițele licuricilor într-o lumină palidă și tremurătoare, care făcea ca totul să pară și mai înfricoșător. Vezi, Țup, întunericul poate fi foarte înfricoșător, a spus răutăciosul. Nu găsești nimic magic și frumos în el. Țup a simțit frica crescând în interiorul lui și a vrut să se ascundă. Dar Smarty a fost lângă el și i-a spus: Țup, nu lăsa frica să te oprească. Întunericul poate fi înfricoșător doar atunci când nu înțelegi frumusețea și magia lui. Și Smarty, atunci, a început să cânte o melodie liniștitoare, iar luminițele licuricilor au început să strălucească din nou, mai puternice și mai strălucitoare decât înainte. Lumina a alungat umbrele și frica a început să dispară. Răutăciosul, văzând că planurile sale nu au niciun efect, s-a făcut pe loc nevăzut. Țup a observat că întunericul nu era chiar așa de înfricoșător. De fapt, fără întuneric, licuricii nu ar fi putut străluci, nu? Pădurea nocturnă era plină de viață și de magie, iar frica pe care o simțise era doar o parte a propriei sale imaginații. Mulțumesc, Smarty, a spus Țup cu recunoștință. Acum îmi pare rău că am avut atât de multă frică de întuneric. Acum știu că întunericul poate fi frumos și magic. Smarty a zâmbit cu înțelepciune. Într-adevăr, Țup, nu lăsa frica să te oprească din a vedea frumusețea care te înconjoară. Întunericul nu este nimic mai mult decât un moment de liniște și mister care aduce la viață lucruri frumoase și magice. Smarty a arătat spre cer unde luna strălucea puternic. Uite, chiar și luna are rolul ei de a aduce lumină în întuneric. Țup și-a îndreptat privirea spre luna plină și a început să înțeleagă faptul că întunericul nu este chiar așa de înfricoșător cum își imaginase. În loc să fie un loc al fricii, pădurea noaptea era un loc plin de minunății. Smarty l-a condus pe Țup spre o pajiște mică unde locuiau alte animale, cum ar fi bufnițele și vulpile, care se trezeau noaptea. Țup a observat că toate acestea trăiau fericite și nu se temeau de întuneric. Înțelegi acum, Țup? A întrebat Smarty. Întunericul poate fi un loc plin de liniște și frumusețe, nu un loc în care să-ți fie frică. Țup a zâmbit și a simțit căldură în inima lui. Da, înțeleg! Întunericul aduce la viață lucruri pe care nu le-am văzut niciodată înainte. Îmi pare așa rău că am lăsat frica să mă cuprindă până acum. Smarty a zâmbit și i-a spus: Gata, nu trebuie să-ți mai fie frică. Atunci când înveți să accepți întunericul, vei descoperi că acesta este doar o parte din marele dans al luminii și al umbrei. În timp ce noaptea înainta, Țup și Smarty au revenit la vizuina lui Țup. Țup s-a simțit mai curajos și fericit. Întunericul nu mai părea atât de înfricoșător pentru că acum știa că este plin de frumusețe și magie. În acea noapte, Țup a adormit zâmbind știind că întunericul este doar o altă parte a lumii, la fel de frumoasă ca și ziua. Și așa,
Țup a învățat că frica de întuneric poate fi înlocuită cu dorința de a fi curios și de a descoperi frumusețea și magia întunericului. În fiecare noapte, Țup se bucura de frumusețea lumii de sub lună, știind că, indiferent de cât de întunecat ar fi în jur, întotdeauna va avea ceva minunat de descoperit.